Istoria lumii creștine s-a scris pe un drum de câteva sute de metri. Drumul Crucii din Ierusalim a fost refăcut de o echipă observator. A mers pe urmele lui Isus până în locul unde a fost răstignit, ca să înțelegem tot ce înseamnă ziua de astăzi, Vinerea Mare. Observator va fi la Ierusalim și mâine, când se aprinde miraculos lumina învierii. Sute de credincioși merg acum pe Via Dolorosa și refac drumul patimilor lui Iisus Hristos. Drumul care l-a făcut Hristos pentru noi, cu smerenie ca să ne salveze pe noi din mâna diavolului. E drumul patimilor și al iertării. Prin mijlocul a sute de oameni, sub paza soldaților, la fel ca în urmă cu aproape două milenii, preoții cară crucea așa cum și Iisus a cărat-o. Important is this ceremony. Of course, the most important for Christians. Mult mai puțin decât în alți ani, pelerinii au călcat pe urmele lui Isus și au retrăit ziua răstignirii. În unul dintre zidurile Ierusalimului, de pe calea crucii, se mai vede urma palmei lui. Fiind foarte obosit, Isus s-a răzămat în stâlp aici, că nu mai putea duce crucea de povara crucii și ostașii l-au silit pe sine să ia crucea și să o care el până la Golgota. Aici este o taină. Noi toți avem o cruce în spate, fiecare dintre noi. Și la un moment dat cădem sub povara ei și e chemat Simon să-i care crucea lui Iisus. Și în viața noastră apare câteodată un om providențial, un medic bun, care te salvează de la o boală, un om care te ajută în carieră, un om deosebit, un om care îți schimbă viața. Dacă el, Iisus, a acceptat să fie ajutat, să acceptăm și noi asta. Multă pocăință și dragoste între noi să avem. Asta ne lipsește. Este de departe cea mai tristă zi, pentru că Iisus este judecat în mod nedrept. Pedepsa cu răstignirea și crucea sunt pedepse destinate doar marilor răufăcători, criminalilor. Cum să mor pe o cruce în care, timp în care se scurge sângele din tine până la ultima picătură și simți și vezi cum mori în chinuri îngrozitoare. Vinerea Mare e ziua în care oamenii l-au ucis pe Dumnezeu fără să știe. Dacă am fi trăit în anul 33, am fi asistat la un proces greu de înțeles în care Ponțiu Pilat se spală pe mâini și cedează în fața mulțimii care cerea răstignirea lui Iisus. I se pune o coroană de spini pe cap și îi se presează pe capul lui. Chinul cumplit al așezării coroanei este pentru că este însoțit de batjocură. Punctul 10 din cele 14 de pe drumul crucii ne arată dezbrăcarea lui Iisus Hristos pe Golgota și mai apoi pironirea lui pe cruce. Prin sângele lui care a curs, el a spălat păcatele lumii, pentru că sub cruce era dealul căpățânii, unde era căpățâna, craniul lui Adam. Lui Adam, cel care a păcătuit pentru prima dată. După coborârea de pe dealul Golgotei, Iisus Hristos este așezat pe piatra Ungerii. Aici este miruit și înfășurat în giulgiu. Credincioșii vin acum să se roage, ating piatra mirului și cer ajutor de la Dumnezeu. Același loc a fost zguduit în urmă cu aproape 2000 de ani de un cutremur puternic. Puțin și-au dat seama, dar a fost semnul că va urma un miracol. Sâmbătă Mare, Lumina Sfântă aprinde aici, la Sfântul Mormânt, iar candela va ajunge în România mâine seară. Veți vedea în exclusivitate la Observator primele imagini de la ceremonia de înviere de aici, din Țara Sfântă.